Dumitru Alaiba s-a grăbit să-și anunțe prioritățile înainte să fie investit în funcție. Despre ce măsuri este vorba, aflăm de la colega noastră Nadia Mihuță. Nadia, te ascultăm, bună seara! La câteva ore de la numirea în funcție, Dumitru Alaiba și-a anunțat prioritățile într-o postare pe pagina sa de Facebook. Acesta susține că a acceptat cu onoare propunerea prim-ministrei Natalia Gavrilița, chiar dacă nu este cea mai bună perioadă să devii responsabil de economia țării. Alaiba dă garanții că o să accelereze procesele începute de predecesorul său, Sergiu Gaibul, iar primul lucru de care se va ocupa va fi eliminarea birocrației. Noul ministru al economiei își propune să aducă în țară investitori străini și să-i susțină pe cei care vor să-și înregistreze afacerile. Acesta mai promite să ajute antreprenorii să facă față crizei energetice și costurilor pe care le suportă din cauza războiului din Ucraina. Totodată, Alaiba spune că lista poate continua, mai ales atât timp cât avem oportunități pe care trebuie să le valorificăm. Dumitru Alaiba este conștient că nu toate vor fi rezolvate peste noapte, însă promite că lucrurile care se pot întâmpla peste o săptămână nu vor dura mai mult de 3 luni.